Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Sunt dr. Petruța Daniela Mihăilescu și vă invit, ca de obicei și astăzi, să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Astăzi avem o temă care ne vorbește despre numere și cu cine puteam să facem această emisiune decât cu discipola directă a lui Anatol Basarab, așa încât vă prezint direct pe Alexandra Mihărtescu. Bine ai venit, draga mea, Alexandra! Bine te-am regăsit! Bine ai ajuns de la Brașov, a fost un drum lung de data aceasta. De data aceasta, da. Da. O știți pe Alexandra de la emisiunea trecută, este a doua oră acum când vine la noi și o să vă spun din nou că este numerolog, că este antreprenor, este formator, este consilier de dezvoltare personală și câte și mai câte altele nu face. Este și mamă și are o fetiță mică, și mică soție. Și soție. Da, este, așa este. Femeile cu mai multe roluri, ca și bărbații cu mai multe roluri, le interpretez pe toate bine. Și lucrăm la unele dintre ele. Astăzi vom lucra cu numerele și ne-am gândit împreună să vă facem o mică introducere. Știm că există un coleg de-al nostru special, Romeo, care face această emisiune special pe numerologie. Poate și, cred că și pe astrologie un pic, însă care este legătura cu tematica emisiunii pe care o abordăm aici, mișcarea și esența creației? Este numerologia un instrument care ne ajută pe noi în domeniul în care noi funcționăm ca și bază, ca și concept. Și este extraordinar de important să găsim cât mai multe instrumente, numerologia, astrologia și altele. Pe mine personal mă ajută și acesta este și motivul pentru care astăzi Alexandra este cu noi și vorbește despre numere. Mă ajută foarte mult în meseria mea. Am găsit atât de ușor sprijin în anumite situații, încât mi-a fost mult mai ușor într-o evaluare, mi-a fost mult mai ușor în relațiile cu oamenii, chiar și cu copiii. Alexandra m-a ajutat personal să înțeleg un element esențial vis-a-vis de fiul cel mic. Ți-aduce aminte, Alexandra? Când... Sunt foarte multe lucruri pe care le putem descoperi cu ajutorul numerologiei și, într-adevăr, ne poate ajuta și în a ne înțelege copiii, că tot ai menționat. Sunt foarte mulți părinți care vin... Haideți să vorbim despre acest lucru, ca să ne facem introducerea în tematică. Am zis cunoașterea semnificației numerelor, o necesitate în prezent, în lumea în care trăim acum, mai ales că este mult mai facil să ajungem la această cunoaștere comparativ cu ce se întâmpla acum 100, 200, 500 și așa mai departe, nu? Așa mult este. Mai ușor. Informația este peste tot, este foarte important și să avem grijă totuși în selectarea informației. Dacă este să vorbim despre numerologie, ce pot spune pe scurt? Numerologia, cum zice Anatol Basarab, este latura calitativă a cifrelor față de matematică, care măsoară latura cantitativă, să spunem așa, da? Se știe foarte bine. În ceea ce vrește cifrele, numerele, pentru că aici se mai face confuzie. Da, o confuzie, cifrele sunt clar cele până la 9, iar numerele sunt de la 10 în sus. Iar, adică combinația dintre ele. Exact. Iar în numerologie, orice număr se reduce la o singură cifră, la energia acelei cifre. Și uite, de exemplu, 10 este un alt nivel al lui 1, cu un 0 lângă, și acest lucru se interpretează. 11, 1 plus 1 este 2, un alt nivel al lui 2. 12 și tot așa, sau 20, 21... 23 ziua de astăzi. 23, uite, este un 5, un alt nivel al lui 5. Față de 5-ul, care este 5 în sine ca cifră. Da? Contează și modul în care se formează o cifră de vibrație, cum este astăzi vibrația zilei de 5, da? Formată din 2 și 3, 23, și aceste lucruri se pot interpreta, dar în fond și la urma urmei este o vibrație interioară 5. Alexandra, aș vrea totuși să spunem celor care ne privesc, pentru că eu am auzit în discuții cu multe persoane și în jurul meu, și chiar am citit de curând ceva de genul, da, ce atâta feminitate, să ne mai lăsați cu atâta feminitate, că nu se duce totul doar în zona asta de organe feminine. Și pentru că era un site care vorbea despre, chiar despre treaba asta. Și atunci
a fost și un răspuns acolo foarte pertinent. Același lucru vreau să-l spunem și noi acum. Sigur că nu suntem aici să ridicăm pe un piedestal doar numerologia. Sunt atâtea instrumente. Sunt multe și fiecare are valoarea lui. Noi venim să spunem și să dăm niște indicii, sugestii, păreri, din cunoașterea de personală, dar și din cea științifică. Și sigur, fiecare face ce dorește și își ia informația care îi trebuie, care este necesară, sau poate doar un reper, știi, un punct de plecare, o scânteie ca să studieze mai amplu, însă nu trebuie să ne cantonăm doar aici. E important acum să știi lumea. Acum eu voi vorbi despre numerologie, dar sunt astrologi foarte buni și numerologi, Anatol Basarab, pe Romeo îl cunosc, am colaborat în promovarea evenimentelor încă când era de la început, deci ne cunoaștem, da, chiar pentru cunosc că înainte promovat... să-l cunosc pe Anatol Basarab. Da, l-am promovat la început prin evenimentele pe care le organizez. Și pe Salut SOADA. Ei sunt doar câteva dintre exemplele persoanelor care au reușit să aducă instrumente atât de valoroase, să le ridice la un rang de artă, să le zic așa, și dovedesc zilnic cât de utile sunt. Și fiecare se duce și ia informația de care și are nevoie. Și o pune în domeniul lui. În domeniul meu, recuperare medicală, pentru mine, spun încă o dată, pe care îl întreb așa despre copii, în mod special, ce zodie sunt. Îmi place, știi mai multe lucruri despre zodii decât despre numerologie, dar l-aștept pe Anatol Basarab, care ne-a promis în toamnă face cursul și atunci vă așteptăm și pe voi. Cu drag, sunt deja înscrisă pe listă și o să aflu atunci mai multe informații și o să pot să aflu mai multe despre pacienții mei și să ajut mai bine. Dar nu trebuie tot să devină care, nu știu, citesc o carte de numerologie sau merg mai departe și fac un curs de numerologie, nu trebuie să devină numerologi. Exact. Până la ajunge în a fi numerologi este un picuț de lucru și de a experimenta, dar în schimb pot să-și însușească acest instrument, numerologie, pe care să-l folosească în viața de zi cu zi. Cum zice și Anatol, numerologia nu este neapărat o meserie, este mai degrabă un stil de viață. Și atunci te poți folosi de numerologie în viața de zi cu zi. Hai să vorbim în prima parte despre aceasta. Povestește-ne un pic așa. Cum pot oamenii să-și folosească în viața lor de zi cu zi? Cum pot ca și specialiști să-i mai ajute? Hai să vedem. Păi uite, putem să plecăm cum am plecat deja cu vibrația zilei de astăzi. Da? Ne putem lua câteva repere cu privire la energia zilei de astăzi. Ce lucruri sunt susținute? La ce lucruri trebuie să avem o atenție mai mare? Unde anume, cu ce instrumente efectiv lucrăm? E ca și cum ai intra într-o bucătărie și ai mai multe instrumente. Unele în ziua respectivă sunt mai, cum ar fi, un cuțit mai ascuțit, nu știu, anumite, poate o furculiță, poate ceva anume care să te ajute să poți să duci la bun final o rețetă, de exemplu. În cazul de față, să te poată duce la un bun final cu o zi reușită, să înțelegi ce anume poți să faci în acea zi. Acum, cu mențiunea să nu intrăm într-un pătrățel, ca să zic așa, pe principiul lui 4, și să nu mai facem nimic, că vai de mine, este 23 iulie 2021 și nu știu ce nu este în matriță și nu. Știința și cunoașterea nu este cu scopul de a ne panica, din contră, este cu scopul de a ne ajuta, de a ne susține, de a vedea exact la ce anume să ne uităm, nici de cum, de ce anume să ne fie frică. Sunt persoane care au făcut curs de numerologie și auzi de genul, nu fac astăzi nu știu ce, că azi e o energie nu știu de care, nu fac, ok, dar hai să ne concentrăm pe ce facem astăzi. Ce ne transmite ziua aceasta? Nu ce nu ne transmite. Că până la urmă contează să ne uităm la partea plină a paharului, nu la partea goală a paharului. Și atunci, mențiunea aceasta țin să o fac de multe ori pentru simplu fapt că foarte mulți au tendința să ia latura negativă. E natura umană să ne uităm pentru a supraviețui, trebuie să ne uităm la pericole, nu? Și avem tendința să facem asta, să știi, și cu cunoașterea. Să vedem cum anume. Nu vorbesc acum cu persoana așa, că știu că e născut în data nu știu care și că are nu știu ce cifre, nu știu ce numere. Am auzit fel și fel de variante. Nu, mai degrabă vorbesc cu acea persoană pentru că, uite, mă poate ajuta, mă poate sprijini pe acele laturi pe care ea are anumite instrumente poate mai dezvoltate. Mai mult decât atât, în viața de zi cu zi ne ajută să ne înțelegem unul pe celălalt. Am avut deseori cupluri care vin în consultații numerologice și după consultație, după un timp, chiar când ne reauzim, întreb cum au mai decurs lucrurile și zice, nu, acum măcar înțeleg partenerul, de ce face anumite lucruri, de ce nu face alte lucruri care eu aș vrea. Adică e ca și cum i-ai citi, zic eu, manualul de instrucțiuni, uite manualul de instrucțiune a soțului, uite manualul de instrucțiune a soției, particular în cazul cuplului, când fiecare cu data lui de naștere, dar se pot vedea și diversi parametri ca și compatibilitate, să spunem așa, cu toate că nu cred în compatibilitate, cred într-o bună cunoaștere a persoanei de lângă tine,
Pentru că dacă ajungem și suntem prea compatibili, la un moment dat o să zicem că ok, dar cine vine cu ceva noutăți în acest cuplu, de exemplu, sau în această relație? Dacă suntem prea diferiți, dar ce facem că suntem prea diferiți? Și atunci, știi cum e, niciodată nu e bine. Cea mai bună variantă e să ne cunoaștem și să lucrăm, să căutăm, să ne completăm acolo unde, nu știu, unul dintre soți are o anumite caracteristici, poate unul dintre soți are darul de a vorbi, are darul diplomației, are darul, nu știu, de a face legături cu ceilalți oameni, de a influența emoțional. Poate celălalt nu are. Acum nu putem să aruncăm cu roșii în el că nu are acest dar. Nu înseamnă că nu poate să lucreze la acest dar. Noua matrița ne arată, de exemplu, cine are tendința să se interiorizeze emoțional, cum stăm cu latura emoțională, cu latura psihică, cu sănătatea corpului fizic, ca rezistența corpului fizic, cu intuiția, cu stima de sine. Sunt foarte mulți parametri pe care îi putem descoperi cu ajutorul numerologiei și atunci, uitându-ne la acei parametri, putem să zicem, uite, așa funcționezi tu aici, uite, așa funcționezi tu aici. Nu e corect așa și greșit așa sau invers, ci pur și simplu este diferit. Știi, ca să nu comparăm, cum zic întotdeauna, mere cu castraveți, că sunt, da, două lucruri diferite, din două categorii diferite. De multe ori, două mere din aceeași categorie și nu le poți compara, că au ceva diferit și ceva unic în felul lor, nu? Și asta este foarte important să reținem. Marea majoritate a oamenilor caută rețete, caută să vadă cine face corect, cine face greșit. Așa probabil vine și dintr-o latură de educație, vine și din dorința de a vedea cum anume să ne ferim de anumite pericole. Că atunci când ajunge cineva în consultație, nu vine să întrebe, zim ceva de bine. De obicei vin și zic, zim ce e de îmbunătățit. Și este foarte bine și așa. Că până la urmă, ce anume trebuie să îmbunătățesc? Doar că noi în numerologie abordăm atât latura, ok, aici necesită să lucrezi și cum anume ar putea să lucreze și ai instrumentele pe care deja le are dezvoltate, pur și simplu trebuie să le folosească în avantajul lui. Știi, uite, ai cuțitul, cum spuneam la un moment dat când intri în bucătărie. Da? Este foarte ascuțit, e un instrument foarte bun, dar dacă nu înveți să-l folosești, s-ar putea să stai degetele cu el. Și atunci, da, degeaba este bun instrumentul, să zic așa, sau nu putem să dăm vina pe instrument că ne-am tăiat noi degetele. Uite așa și cu anumite caracteristici sau calități pe care omul le are, cu anumite instrumente, ca să le spun așa, cu care vine în această viață, ele n-au nicio vină. Au fost puse acolo în ghiozdănaș când au venit aici pe pământ, putem să spunem așa, și necesită doar să le scoată și să le utilizeze corespunzător. Dacă pun cuțitul pe bancă și după aia mă așez acolo și se întâmplă ceva, n-are de vină iarăși cuțitul. Nu pot să zic că, uite, cuțitul ăsta s-a așezat aici pe bancă și a fost cu intenția să mă lovească pe mine. Da? Adică nu putem nici după o interpretare a matriței, după cunoașterea aceasta numerologică, să începem să spunem ceva de genul știi, pentru că am nu știu câți de 1 sau că am nu știu câți de 2 sau că am matrița, o să arătăm și celor care ne urmăresc matrița ca să știm la ce ne referim. În partea a doua o să facem. Da, în partea a doua o să ne uităm peste o matriță. Și cumva sunt persoane care caută scuze. Că uite, am făcut asta pentru că am asta. Ok, dar tocmai de aia ți-am spus, instrumentul ăsta l-ai, folosește-l în avantajul tău, poți nu să... ca scuză, nu ca... Dar pot să dau un exemplu aici. Cunosc o persoană care din anturajul meu, care a vorbit cu Anatol într-o consultație privată și chiar așa îmi spunea, eu sunt 4, ce să fac, n-am cum să ies, eu sunt 4, toată viața o să fiu 4 și exact la acest lucru mă gândeam, 4 pentru că am înțeles ea că există un cadran, poate povestești foarte puțin de cifra acesta 4, este un cadran și că nu ești din acel pătrățel, așa îi se spune, da, și că nu ești din pătrățel și atunci eu așa sunt, nu, eu așa sunt, lăsați-mă așa că nu ies din, da, eu scuză într-adevăr. A luat latura negativă, cifrele nu sunt bune sau rele, ele au atât calități cât și defecte, depinde de noi și de alegerile pe care le facem, de educația pe care o primim, dar în momentul în care suntem adulți, de alegeri. Și de cunoaștere, pentru că putem să alegem, așa cum spui tu, ca adulți, să ne informăm. De aceea facem această emisiune și noi, în alt domeniu, așa cum am spus, vorbim despre mișcare, vorbim despre creație, de cum ne ajută pe noi mișcarea și ca să ne... Să creștem. Creștem, să ne creem permanent, pentru că suntem creatorii propriei noastre vieți, nu în sensul exact cum spui negativ, ci în sensul pozitiv. Dacă vrem în cel negativ, atunci ne creăm așa. Exemplul pe care mi l-ai dat de limitare, practic, este latura negativă a lui 4, care are tendința, într-adevăr, să se autolimiteze, să-și pună tot felul de
opreliști, bariere, să zic așa, da, bariere, da, să se introducă singur într-un pătrat. Dar, de asemenea, latura pozitivă, 4 este un pragmatic, 4 urmărește, într-adevăr, niște reguli, știe foarte bine cum anume să procedeze în tot felul de situații pe care, într-adevăr, le cunoaște ca și cadru, dar nu zice nimeni că nu poate să-și lărgească acel cadru. Doar că nu poate așa ca un 5, de exemplu, care poate e outside the box, cum se spune, non-conformistul. Și 4 poate să crească. Deci 4 împinge așa pereții, limitele infinit. Poate să împingă... 4 împinge pereții, dar trebuie să-i împingă într-un mod structurat, ca să zic așa. Nu un pic acolo, un pic dincolo. Totodată. Da, nu spontan, nu deodată, ci calculat, organizat, așezat. Da? Cunosc foarte multe persoane, foarte mulți traineri care sunt 4 ca vibrație interioară, ziua de naștere sau destin, și cunosc foarte multe aspecte și sunt foarte buni. Avem o prietenă comună, Georgiana, care are, știu că e născută, da, are vibrație 4. Da. 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 Și câte lucruri știe și câte lucruri face, a învățat și câte lucruri face. Adică nu e ca și cum, gata, sunt 4, nu mai fac nimic, nu mai învăț nimic, nu mai descoper nimic. Nu. Doar că stilul în care descoperă o vibrație 4 este diferit față de 1, față de 2, față de 3, față de celelalte vibrații, atâta tot. Da? Adică ne spune nouă cu scopul de a ne ajuta. Uite, tu așa funcționezi. Necesită să ai tot organizat, să știi, să ai niște pași pe care să-i urmezi pentru a putea să cunoști aceste lucruri, oricare ar fi acele lucruri. Uite, există oameni, mi-am amintit acum, sportivi de înaltă performanță, care și-au depășit cu mult condițiile. Condițiile de la care au plecat, din familii fără potențial și-au ajuns foarte sus, alții care, fără să aibă cunoașterea aceasta, de care noi vorbim acum, au reușit de asemenea să-și depășească cu mult limitele de posibilități financiare, de lipsă de antrenori, poate, sau multe, multe altele. Cum crezi că au reușit aceia? Că ei n-au știut numerologie, astrologie, sau poate că... Latura aceasta numerologică, vibrațiile, oricum ele sunt în noi. Adică ele funcționează la un nivel subconștient. Da? Numerologia ne ajută să le cunoaștem într-un mod conștient. Dar, adică, fie că știi numerologie, fie că nu știi numerologie, așa, da, da, fie că știi, fie că nu știi numerologie, tu oricum vei funcționa, da? Așa. E ca și cum ai spune, uite, să mai luăm un exemplu ca să fie mai ușor de înțeles. Să zicem că ai un cuptor din bucătărie, dacă tot am dat exemplu cu bucătăria. Dacă tu nu ai manualul de instrucțiuni, el nu se schimbă din cuptor în televizor, nici în frigider, nici în nimic altceva. Rămâne cuptor, fie că știi să-l folosești, fie că nu știi să-l folosești. Nu schimbă. Nu te intri a doua zi în bucătărie și din cuptor a apărut altceva. Vezi, iar îmi venea în minte acum ce frumos se spune că noi venim aici ca suflete și ne luăm și ne așa o formă, forma fiind acest corp fizic, acest corp uman, și bineînțeles că sufletul se plimbă după aceea, nu știu, la 50 de ani, la altul, la 100, nici nu mai contează, și el vine atunci cu această cunoaștere, de aceea se și spune, sufletul știe de toate, știe orice, numai și că... a ales experiența dinainte, cum da, se spune, nu? Da, da, și noi este nevoie să facem... Nici nu aș vrea să spun efort, mi-a venit în minte așa, în gând, efort, dar nu, este nevoie să ne întoarcem către noi, să ne autocunoaștem, să găsim niște formule, să ne dăm seama că acum chiar există, că putem să facem lucrul ăsta, că avem și timpul necesar, mult mai mult decât înainte, avem și, repet, iarăși, multe, multe, multe instrumente, internet, de citit, vorbim la telefon tot timpul, putem să vorbim oriunde, oricând, cu oricine, nu? Da, dar în același timp, uite, cred că mai mult timp tot înainte era. Acum, uite, dacă te duci, cum am venit eu pe drum și în loc să fac 2 ore de la Brașov, am făcut 4. Ideea este în felul următor, că noi, cum spuneam, și matrița aceasta, apropo că ai spus că avem o formă, o matriță, uite, fizică, corpul în care suntem, da? În numerologie, tot matriță e, dar acolo e psihoenergo-informațională. Adică e o latură nevăzută. Matrița asta fizică o vedem. Uite, mă uit la tine și vă matrița fizică. Doi ochi, un nasul, da, da, exact. Dar cea psihoenergo-informațională o descoperim din numerologie. Și aia ne povestește despre latura mai puțin vizibilă. Adică mai puțin matrița fizică. Ceea ce este un element de mare, de mare beneficiu pentru oricare dintre noi, indiferent ce vrem să facem cu această cunoaștere, că vrem să o folosim doar pentru noi, că vrem să o folosim în zona de activitate profesională sau, nu știu, oriunde, în competiție, în sport, în orice. Se poate numerologia, uite, când îți înființezi o firmă sau ai, firma are un certificat de naștere, să zicem așa, nu? Exact. Există acel certificat în care spune din ce moment, da, data la care s-a înființat firma, adică când a apărut ea în registrul comerțului. Creația, da. Da, ziua, ziua nașterii, da? Ziua este zi, certificatul de căsătorie. Are o zi a naștere, căsătoria respectivă are o zi, da, acel cuplu are o zi de naștere.
da? Ca și căsătorie, ca și căsnicie. Se poate folosi numărul de la mașină, numărul de telefon ce vrea să transmită. Adică cunoscând cifrele și cunoscând numerologie, poți să cunoști foarte multe lucruri. Deci... Mulțumesc, Alexandra. Este nevoie de o scurtă pauză. Revenim după. Mulțumesc. Am revenit. Alături de mine este o minune de femeie, cu cifrele ei cu tot, Alexandra Mihărtescu, și așa cum am spus, este numerolog, este antreprenor, este formator, consilier de dezvoltare personală și multe altele. Vorbim în partea a doua despre un model și am hotărât împreună să avem un model concret în fața ochilor pe care să-l vadă și oamenii și să nu spună că vorbim doar din cărți, pentru că nu considerăm nimic vulnerabil și chiar mi-ar plăcea să povestim acum, să spunem că există o carte foarte interesantă, poate unii dintre dumneavoastră ați citit-o, Arta de a fi vulnerabil a lui Brené Brown, este deosebită și
așa încât o să mă las în această vulnerabilitate a cifrelor, al numerelor, este Alexandra, o să faci această, eu îi spun profil, așa vine mie să spun profil, dar el nu se numește profil, se numește matriță. Asta pentru ca oamenii să... Matrița de bază. Matrița de bază, să înțeleagă un pic ce înseamnă o dată de naștere, cum am putea să o vedem un pic și numerologii, nu numai astrologic, și cum ne poate ea ajuta pe noi în meseria pe care o avem fiecare, în a fi creatori, în a ne mișca și din punctul de vedere a nu sta și a nu stagna cu fundul acolo unde suntem, fără să mai facem și altceva, ne ajută foarte mult. Și atunci găsim foarte interesant această abordare a matriței, a cunoașterii și... Eu am să fac un rezumat al matriței tale. Absolut, astăzi, să nu credeți că povestim aici toată viața putem mea. Putem povesti zile întregi despre această matriță și n-am terminat. Uite, o să încep cu... În linii mari, sigur. În linii mari, da. Înainte de a intra în pătratul lui Pitagora, îi spune, da? Ce vedeți voi de la 1 la 9, cifrele care sunt în 9 cadrane, da? Din 28-12-1975, data ta de naștere, se calculează acest cadran, da? Dar până ajungem aici, aș vrea doar să menționez că, cum am spus la început, 28-ul acesta îmi spune mie despre cum ești tu în interiorul tău, în intimitatea ta, tu cu tine, am putea să spunem așa, da? Felul tău de a fi, da? Modul tău de a fi în interior, filtrul tău propriu personal, cum gândești lucrurile, așteptările pe care le ai de la propria persoană, da? Adică atunci când nu ești în public. Luna de naștere, la tine este un 1, da? 28, 2 plus 8, 10, care duce la 1. Aici este mult de discutat, dar rămâne un 1. După care avem luna de naștere, care ne spune despre rolul tău în societate. Ce anume așteaptă lumea de la tine? Ce anume trebuie să faci în raport cu ceilalți, da? Pentru a fi apreciată, pentru adică a te suntem înțelege. Împărțiți așa, în data de naștere, ziua, înseamnă cum ești tu înăuntru tău, interiorul tău și cum ar veni așa interiorul mai simplu tău, ca să adică mai acasă simplu. La tine când nu te vede nimeni. Exact, nu? Cum spunea doamna, când ești tu acasă la tine și nu te vede nimeni, exact. Așa și luna de naștere, luna de naștere este despre rolul social sau mască socială, cum se mai spune, rolul social. Ce anume așteaptă ceilalți de la mine, am putea să spunem așa. Trebuie da? Să fii darnic, să fii blând, să fii cu da, bun simț, uite, să vezi, cu respect. Tu în interiorul tău ești un 1, în exterior ești un 3, 1 plus 2 duce la 3, da? Deci într-un fel ești în interior. În altfel va trebui să îndeplinești rolul în exterior, ceea ce de multe ori, apropo diferența aceasta, ne poate duce la un oarecare conflict, pentru că gândim lucrurile într-un fel, este vorba aceea, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, cam așa și aici, pentru că de multe ori oamenii și copiii de aceste vibrații, vreau să menționez că noi le manifestăm inconștient din ziua în care ne naștem. Da? Adică părinții când se uită și văd mai multă energie acelei cifre dată din luna de naștere. Da? Dar nu în sensul că văd cifra și energie, eu pot să spun de fiul meu cel mic că este atât de încăpățânat, iar prima mea interacțiune cu Alexandra a fost, eu nu știu ce să fac cu individul ăsta și mi-a spus că are 6 de 1 și că acești 6 de 1 înseamnă încăpățânarea la extreme, adică el este primul tot timpul și așa a fost de când l-am născut, primul și iarăși primul. Da, și de când mi-ai spus ego, tu, un ego foarte puternic, da. De când tu mi-ai spus lucrul ăsta, căsuța lui 1 ne spune despre partea psihică, despre caracter, despre m-a ajutat ego. Mult asta, ca să închei, m-a ajutat extraordinar de mult în ceea ce da, interacționez cu el. Caracteristici. No, dacă trecem mai departe și adunăm toate cifrele din ziua de naștere, da, 2 plus 8 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5, cum este la tine, o să ajungem la 35, 3 plus 5, 8. Aceea este cifra de destin, care ne spune cumva destinul nostru. Sau hai să spunem în termeni simpliști, eu cu viața. Uite, avem eu cu mine, eu cu lumea și eu cu viața. Da, sunt caracteristici diferite, pentru că în interior tu ești un 1, în exterior trebuie să îndeplinești rolul lui 3, iar în viață trebuie să iei drumul lui 8. Da, și cunoașterea caracteristicilor fiecărei cifre, 1, de exemplu, uite, vezi, în interiorul tău îți dorești și tu ai o dorință de lider, de a fi inovator, da, unică, originală, 1 este principiul soarelui, da, cumva așa îți dorești să luminezi și să deschizi calea, să luminezi calea celorlalți. Da? Asta e... pe scurt, interiorul tău. În exterior, ceilalți trei este animatorul, se mai spune, da? Ceilalți așteaptă, bucură-ne, hai, spune-ne o glumă, hai, spune-ne informație. Trei mai este și veselie, da? Trei este bucuria de a trăi, trei este principiul copilului și atunci lumea o să vadă copilăroasă, așteaptă să fii copilăroasă, da? Să fii așa...
cumva jovială, da? Jocul la trei necesită să rămână, spiritul jocului să rămână toată viața, iar în momentul în care nu ești așa, o să spună că ești un copilaș care ești supărat și ții jucările și te duci acasă, cam așa. Adică o să, probabil în viață ți s-a întâmplat să ți se spună că cumva ești prea copilăroasă în anumite momente, da? Sau că prea naivă, mi se spune asta, sunt naivă. Tot ideea că da, da, exact, în sensul ăsta am să spun, da, da, ideea de copil naivă. Iar ca destin sau în viață, acel 8, 8-ul este vameșul, se mai spune, sau puterea, responsabilitatea, justiția, dreptatea. În viață, vezi, dacă va fi vreodată cineva să-ți facă vreo nedreptate, mai ales că ai și 2 de 8 în matriță, sau un om care va căuta responsabilitatea și care va căuta să dețină o poziție socială care să poată influența în sensul de responsabilitate. Adică ai o capacitate foarte bună de a-ți asuma responsabilități, de a te jertfi, ca să spun așa. Pentru ce anume? Pentru ceea ce consideri tu că e drept, corect, just, pentru idealurile tale în viață, fie că sunt comune cu ale celorlalți, fie că nu, acolo pot apărea anumite conflicte în cazul în care nu sunt, da? Că, când spunem dreptate, poate tu înțelegi anumite aspecte, alții alte lucruri. Depinde și de situație, da? Uh-huh. Dreptatea este doar una, într-adevăr. Dar sunt situații în care ea este interpretată. Și atunci poate fi interpretată în funcție de fiecare cum anume a învățat, a fost educat și cum și-a definit acea idee de dreptate. Dacă mergem mai departe, în cadranul 1, cum spuneam, ne spune despre psihic, da? Puterea psihică, despre caracter, despre ego. Da, dacă e o persoană egotică care are un ego puternic, uite cum ai spus tu de cel mic care are 6 de 1, păi eu contează extraordinar de mult. În cazul tău, psihic este echilibrat, da? Ai tendința să găsești o cale de mijloc când vine vorba să discuți cu ceilalți, dar dacă totuși cineva te calcă pe bătături, cauți cumva să te impui, mai ales că ai și o energie a lui unu, dar o faci într-un mod diplomat, o faci într-un mod cu scopul așa cumva de hai să ne facem să fie bine. Și dacă chiar nu merge și nu merge, atunci vei căuta să te impui. Da? Dar asta așa ca ultimă soluție, să spun. Da? Și culorile ce înseamnă? Culorile 1, 5 și 9 sunt elementele focului, da? Sunt cifre de foc, să zic așa. Sunt cele 4 elemente. 2 și 6, albastru închis, este apă. Da? Sunt cifre care aparțin stihiile, spunem noi. 3 și 7 este aer și 4 și 8 este pământ. Da? Dacă ne uităm la tine, ai mai multe cifre. Dacă le adunăm, ai 3 de 1, 2 de 5, 1, 9. Deci ai 6 cifre de foc. Deci focul este asociat cu colericul. Deci ai din toate, da? Cel mai prezent element este focul. Iar cel mai puțin dezvoltat este apa. Acum, nu stăm aici să facem principiile, da, și elementele, cele 4 elemente, poate o parte dintre cei care ne ascultă deja știu ce înseamnă principiul focului, principiul apei, aici deja e o discuție în altă direcție. Poate altă dată ne ajută și aceste elemente, ne ajută foarte mult să știm, foarte mult. Și cumva vin să completeze ceea ce știm din numere, ceea ce știm din astrologie, ceea ce facem noi fiecare de zi cu zi. Apropo că de-a lungul timpului la cursul lui Anatol au fost și astrologi. Tocmai în ideea de a vedea, hai să vedem cum anume să, dacă informația despre aceeași persoană pe care o văd eu din punct de vedere astrologic, când mă uit la planete și la ce este acolo, da? Eu nu știu astrologie foarte mult, recunosc. Deci eu încă aprofundez numerologia. Am zis că după ce o să simt că am terminat cu toate, că nu cred că se termină vreodată, de aprofundat cu numerologia, o să merg poate și pe astrologie. Dar în momentul de față am zis că un lucru și bun, cum se spune, da? Concluzia a fost că spunem aceleași lucruri, doar că avem instrumente diferite de măsurare. Da? Adică, dacă eu spun că, nu știu, unei persoane când necesită să lucreze, uite, la acea latură a lui 6, unde avem liber la 6, în cazul matriței tale, acolo este partea de practicitate, de productivitate, acolo e și latura de sexualitate, nu înseamnă că nu ai, că în numerologie 0 nu înseamnă, înseamnă totul și nimic. Chiar și acolo manifestarea este pe principiu totul și nimic, da? În latura aceea, uite, sunt zile în care ești maxim de productivă. Nici tu nu știi cum ți-au ieșit în prima parte a zilei cât trebuia să faci pentru 24 de ore. Foarte adevărat. Dar sunt alte zile în care aveai poate, nu știu, 2 ore de lucru și ai lucrat 10 și tu n-ai înțeles nimic din ele. Uite, o idee, ca un exemplu de a fi productiv. Acum, productivitatea și practicitatea se poate măsura în extraordinar de multe lucruri. Nu putem să stăm să le enumerăm, dar ca idee am dat acest exemplu. Și în această existență, să zic așa, va trebui să lucrezi la echilibrarea celui 6. 6-le este armonia, echilibru. Familia. Familia. Și nu zic că n-a fost încercată familia.
Da, adică... uite, acolo este o provocare, dar este șasele este în sensul acela de femelă mascul, este și femeie, da, familia, dar în sensul ăsta de șasele are de-a face cu agresivitatea. Da? Agresivitatea nu este, ea se poate transforma în violență sau în ambiție. Da? Uite, nu ești o persoană agresivă de fel. Putem întâlni persoane, apropo că ai spus la un moment dat de sportivi. Sunt persoanele, am cunoscut de-a lungul timpului cu 3, 4, de 6 și ajung într-un fel sau altul, nu toți, bineînțeles, să lupte, în lupte. Box, tot felul de sporturi de contact. Acestea de contact, da, caută. Sau poate în războaie, în Afganistan, da. Persoanele care pleacă. Dar și în cazul lipsei lui 6 pot să apară aceste lucruri. De ce? Pentru că uneori te poți duce și să fii maxim de ambițioasă, maxim de agresivă, dar agresivul acesta a manifestat într-un sport, cum, da, știu că ai de-a face cu latura aceasta, dar că nu va fi un sport atât de agresiv, da? Cum este, de exemplu, boxul sau luptele. Da? Cum ne, ne uităm la, dacă ne dăm pe un canal de sport, o să vedem dacă sunt anumite, și din numerologie putem să ne dăm seama. Nu înseamnă că omul, dacă n-are șase de matriță, nu o să facă sport sau nu o să facă nu știu de care sport, dar știu cum o să-l practice acel sport dacă totuși îl alege să-l facă. Da? Dacă mergem mai departe, căsuța lui 2 ne spune despre emoții, despre energia pe care o ai de-a lungul unei zile, de exemplu, cum stai cu rezervorul de energie, ca să spunem așa. Spre exemplu, tu ai o capacitate de a exterioriza ceea ce simți, emoțional vorbind, da? Doiul este și cuvântul, unul este gândul, de exemplu, da? Gândul, ideea. Iar la doi, vezi, știi să spui, să împărtășești, știi cum anume să vorbești cu ceilalți. Adică ai cât de cât acest dar al cuvântului, să zicem așa, al vorbei, nu? Darul ceea vorbei. Ce în meseria mea mă ajută foarte mult și vreau să un pic atât să mai fac așa cât o mică paralelă când tu mai vorbești, cu ceea ce noi am spus de la început, că aducem oamenilor zona aceasta în meseria fiecăruia, să se gândească fiecare atunci când te vorbim de numere, de o matriță, că este important în ceea ce el face de zi cu zi. Poate să fie și casnic sau casnic o femeie, nu este vorba despre a nu face nimic, ci pur și simplu acolo unde este. De asemenea, dacă mergem mai departe la 3, acolo este partea de memorie, de prelucrarea datelor, capacitatea de adaptare la idei, la mediul ideatic. Și acolo e o capacitate bună, nu este foarte, foarte cea mai bună, dar este o capacitate bună, pentru că ai capacitate de, și ai o curiozitate, ai o memorie bună. Poți să prelucrezi destul de ușor informațiile pe care le primești din exterior. Cum sunt cei care memorează foarte bine acolo? Uite, mă gândeam la Vadim Tudor, acum că zic că n-am o capacitate de memorare, chiar așa și este. Aveam o colegă în facultate, eram 15, învățam, una singură din toate, acum citea, acum reținea și repeta. Eu am 3 de 3, eu țineam minte din clasă. Da? Da. Este... Dar memoratul la 3 sau mai multe? Este neapărat, adică nu e o chestie motamo, 3 este vizual și atunci memorarea mea, adică mi-aminteam din clasă ce se preda, principiile și după aia știam, 3 are și latura asta de expresivitate. Și atunci știam să spun... lecția, nu cum era scrisă în caiet, niciodată n-am putut să tocesc când mă punea cineva să... Nu că n-aș fi putut să memorez, dar nu-mi plăcea. Pe poezii eram... Deci orice, da. Numai nu mă puneți pe poezii. Dar sunt oameni care reușesc să facă acest lucru. Foarte bine îl făcea Vadim Tudor. 3-ul 9-le ne poate spune despre această capacitate de a memora și de a aplica anumite informații. Da? Printre cifrele care ne vorbesc despre aceste lucruri. O persoană, de exemplu, care are 4 de 3, odată pe lângă faptul că prelucrează foarte ușor și înțelege foarte ușor informațiile pe care le primește, odată fixate, nici nu prea le mai schimbă. Le rădăcinează acolo și le învață și după aceea necesită un picuț de lucru că sunt 4 de 3 și atunci se formează acel cadru, apropo. Pătrat. De... Da. Dacă mergem mai departe, la 4 este sănătatea corpului fizic. Da? E un corp fizic relativ rezistent, necesită oarecare prevenție de-a lungul vieții, da? Nu exagera cu tot ce înseamnă corpul fizic, de la stilul de a mânca, ce face un corp fizic, nu vorbim de energia lui, ci strict ca trup, ca să zic așa, da? Ne vorbește acest 4. 4 ne vorbește și de puterea de muncă, lupta împotriva morții și este o capacitate bunicică, să zicem, da? Dar necesită să ai un picuț grijă ce introduci în corpul fizic, la ce anume le expui. Da? Dacă ne uităm la cei 2 de 5, uite, un instrument iarăși foarte bine dezvoltat, o capacitate foarte bună, o intuiție foarte bună ai. Intuiești atât pentru tine cât și pentru celelalte persoane, o stimă de sine bună,
bună spre foarte bună. Adică tu știi cine ești, știi ce poți, știi cât poți. Nu ești genul de persoană care să vină cineva să spună ceva și tu dintr-o dată să te începi să te devalorizezi. Sau... nevoia de confirmări. Nu simți acea nevoie de confirmări. Nu că nu ți-ar place. Asta e altă discuție. Dar când vorbim de persoane care, uite, spre exemplu, dacă este liber la 5, atunci stima de sine va fi extremistă, spunem noi. Uneori se vor crede așa, uite, Becali are 3 de 5 în matriță. El constant așa este. La 3 de 5 deja e o oarecare aroganță. Încrederea în el este atât de mare încât arată, pe alocuri arată ca fiind arogant. Da? Și uneori poate chiar și este. Dar orice ai spune domnului Becali, nu o să vină să zică, adică nu o să-i dărâm încrederea în el. Poți să-i spui orice. Uite, și la tine, nu atât de sus ca la Becali, dar oricum suficient de mult. Da? Și chiar dacă vin și spun anumite lucruri, că poate nu mi-ar place ceva, ce ai făcut, sau cum arăți, sau cum te-ai îmbrăcat, sau, da? O să e ok, dacă nu-ți convine, uită-te în altă parte sau du-te, vezi de treaba ta. Adică nu-mi spui mie cum anume să fiu eu, că eu știu foarte bine cine sunt și cum sunt. Și faptul că ai instrumentul acesta al intuiției, sper că și asculți de el, pentru că multe persoane care au instrumentul intuiției tind să nu asculte de intuiție. Pentru că nu am știut, nu am înțeles, nu știam ce înseamnă, am spus de multe ori asta și mă repet acum, nu am știut ce înseamnă. Eu zic să-l folosești, că este un dar al tău pe care l-ai și e foarte bine să-l folosești. Am învățat să-l folosesc, am învățat în ultimii ani și mă bucur și eu de acest lucru, cu siguranță că învăț în continuare, da. Dar îl ascult, îl ascult. Da. E așa un fel de clar viziune, știi? Exact așa și este. Poți da seama de anumite aspecte care pot apărea inclusiv cu persoanele din jurul tău. Nici tu nu știi de cadranul. Unde. A dispărut cadranul. Eu l-am memorat deja, am o memorie fotografică bună. Dacă mergem mai departe de 6, am spus, da, acolo este și de capacitatea de a face bani. Dacă lipsește 6, nu înseamnă că nu există capacitatea de a face bani. Ea există, doar că are tendința asta așa, uneori să fii foarte productivă și să câștigi foarte bine, iar alte ori poate munci mai mult decât munceai înainte și nu a fost aceeași producție, ca să zic așa, sau la fel de productiv. Cadranul lui 7 ne vorbește despre legătura cu divinitatea, despre rațiune, despre analiză, despre înțelepciune. Având un singur 7, ești cu legătura acolo sus la doamne, ca să zicem așa, nu că ceilalți n-ar fi. Doar că există un grad de înțelepciune, există o capacitate de a analiza, de a înțelege anumite aspecte mai puțin văzute. La dacă sunt intuitivă, este clar că... Da, inspirația este un lucru, intuiția este alt lucru. Nu sunt același lucru. Da? 5-ul ne vorbește despre intuiție, 7-le ne vorbește despre inspirație. Da? Despre talente, despre latura aceasta mai puțin vizibilă. Pe când 3-ul ne vorbește despre latura științifică, despre latura concretă, despre informații, da? De cunoașterea aceasta argumentativă, să le spunem așa, 3-ul. Pe când 7-le este o cunoaștere ezoterică, o cunoaștere spirituală, o cunoaștere mai puțin demonstrabilă. Dacă mergem mai departe la 8, acolo arată capacitatea de jertfire, care este o capacitate mare, o persoană asumată, responsabilă. Cu cei 2 de 8 vei avea tendința să ceri aceleași lucruri și de la ceilalți, doar că nu toți au această capacitate la fel ca ta. Știu ce înseamnă și eu am 2 de 8. Da, încă lucrez la asta. Da. Noi când promitem ceva, clar trebuie să ne și ținem de cuvânt și dacă chiar nu reușim, cu siguranță vom anunța din timp. La 8 vorbim de punctualitate, de tot ce înseamnă deplinirea sarcinilor. Știi, chiar asta spuneau colegii înainte? Despre punctualitate, da. Ești o persoană punctuală, adică dacă ai zis că la ora X ești acolo, acum că se pot întâmpla diverse lucruri, că uite, dacă ești în București și traficul nu, dar chiar și așa, eu am locuit la un moment dat în București și spuneam că și eu am 2 de 8, plecam cu foarte mult timp înainte, pentru că nu știam tot timpul cum o să ajung și de multe ori ajungeam și cu o oră înainte la întâlnire. Mi se întâmplă și mie același lucru și stăteam, mă bucur altfel de timp. Găseam de lucru, luam agenda, mai luam, aveam telefonul, mai dădeam un telefon, mai rezolvam un lucru din mașină, da, dar nu cumva să întârzi. Era și așa o chestie. Și nouăle este capacitatea de adaptare la mediu și latura de intelect. Intelectul este dezvoltat la nivelul poporului în care ne naștem când este un nouă, dar nu înseamnă că el nu poate fi dezvoltat mai departe. Adică noi am vorbit de ce este în mod natural și ce îți vine în mod natural din conform matriței tale. Cu siguranță se poate lucra, dar acolo necesită,
Adică nu mai vine în mod natural. Uite, cei doi de 8, cum vorbeam adinea ori de ei, responsabilitatea. Cumva ți-ar fi împotriva ta să nu fii responsabilă, da? Să nu-ți asumi ceea ce spui sau ceea ce vrei să faci sau, da? Uh-huh. Adică ar fi nenatural, că natural este să fii responsabilă. E, uite, așa cum este la 6 extremismul respectiv, tot natural vine. Uneori apare, uneori dispare, uneori apare, uneori dispare. Tot într-un mod natural, dar conștient, nu înseamnă că noi nu putem să lucrăm la acele aspecte. Cât de mult le dezvoltăm, asta depinde de foarte multe caracteristici. Iar după aceea, matrița respectivă, luăm vector, se numesc. 1, 2, 3 ne spune ceva, 4, 5, 6 ne spune partea de voință. 7, deci 8, sunt 9. Foarte multe. Da. Cei care doresc își pot da. Face acest calcul. Am adus aici foile, știi, cu... Da. Cu tot ce mi-ai făcut scos. Da, după care putem să vorbim despre treptele. Uite, succesului. Hai să rog colegii doar să le da, să treacă ușor peste. Să treacă ușor peste ele, să menționez două, trei cuvinte. Da? Vă rog, dacă puteți să puneți imagini celelalte, nu contează numerele, puneți-le. Nu contează, nu, că le să văd curgă și imaginile și seama. Vorbim pe, pe seama lor. Da, pentru că noi aici ne-am uitat la cadranul, da, cu cele 9 cifre, dar noi ne-am luat diagonalele, verticalele, orizontalele, care în traducere la numerologie sunt vectori și ne transmit nouă foarte, foarte multe informații de acolo. Vedem, nu știu, dacă o persoană are voință bună, dacă este un bun inițiator, dacă are tendința să fie, nu știu, cel care se aruncă capul înainte, cum spunem noi, așa, mai spontan, mai impulsiv. Dar în linii mari, așa, pentru o persoană care... Mă gândesc la mine, la cabinet. N-am făcut încă partea asta numerologică, doar știu că așa știu să calculez destinul, știu să calculez câteva lucruri și îmi dau și o seama un 9, un 3, un 2, așa mai aflu câteva, mai știu câteva lucruri. Unul că este lider și ambițios, doi că este cuplu și cum ar putea o persoană așa din la, nu știu dacă la prima vedere, dar cât mai ușor, să spun, până să intre în detalii mari, tot să-l ajute. Tot necesită să... Poate să citească cartea lui Anatol Basarab, Numerologia în viața fiecăruia. Da. Sau doar că foarte mulți care au citit cartea au zis să simt nevoia și de un curs și au venit după aceea la curs și după aia au citit cartea cu alți ochi. Corect. Pentru că au putut să înțeleagă mecanismele, Anatol explică foarte bine, mecanismele de funcționare și de interpretare. Dacă nu înțelege esența acestor cifre și cum anume ele, ce înseamnă în primul rând și cum anume se interpretează în funcție de acolo unde le găsești. Degeaba știi 1, 2 și 3, ok, știi ce înseamnă, este foarte bine, dar necesită să știi și cum îl interpretezi. Mi-a venit în minte acum 3-6-9, codul divin secret al împlinirii dorințelor. Am ascultat de multe ori acest... pe un canal de YouTube, Sursa de Motivație Zilnică, îmi place foarte mult, sunt niște oameni deosebiți acolo. Cum zicea Tesla, cei care vor descoperi secretul lui 369. Exact, pe baza aceasta este și făcut acel video și chiar despre asta se vorbește, acest cod secret 369 și mi-a rămas și mie în minte, am și lucrat, am și făcut niște, cu exemplu din video foarte frumos și chiar recomand celor care vor să intre pe Sursa de Motivație Zilnică și să găsească acest 369 senzațional. Un minut jumate, deci da, mulțumesc. Ne-am pus colegii, uite așa să încheiem. Acolo avem scara fericirii sau treptele fericirii. Ne arată ordinea în care, da, scara ta pe care urci zilnic, săptămânar, lunar, urc, toată cobor, viața. Urc, cobor, așa fac, urc, da, și cobor. Urc și cobor, pe niște treptele folosești să urci și să cobori. Doar că este foarte important să știi cum se influențează ele între ele, care e cea mai de sus treaptă. La tine cea mai de sus treaptă este creativitatea și evitarea șabloanelor. Dar până ajungi acolo și împlinită, nu oricum, necesită să ai în vedere ordinea treptelor tale. Este rezultată tot din data ta de naștere. Păi, da, n-aș vrea să vorbesc că ce spunem aici și-a fost ca un imbold pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre cei care ne ascultă și care o să ne și urmărească în reluare. Un imbold în susținerea personală, în dezvoltarea personală, așa cum am vorbit data trecută în emisiunea Alexandra, cât de mult ne ajută și cât este de importantă dezvoltarea personală, prin cunoaștere, evident, prin cursuri, prin citit de cărți, prin ascultat de video, prin foarte multe lucruri pe care le facem. Și așa, în această situație, am povestit de mine personal, însă doar... Putem să vorbim și de România, putem să vorbim și de... Absolut. Adică matrițe, date de naștere sunt foarte multe, de la țări, firme, cum am zis, da. Pentru deci... că mai avem atât de puțin. Dacă dorești și gândești că poți să transmiți ceva așa, să putem să facem un corolar de un minut? Un corolar de minut. Oh, uite, vezi, când e puțin de vorbit, atunci ai foarte multe cuvinte de spus. Tot ce îmi doresc este ca cei care doresc să
afle mai mult despre ei, să își găsească instrumentul de care, nu știu, cu care rezonează, care, nu știu, e o atracție acolo. Uh-huh. Dar uite, ai aflat despre numerologie. Dacă ceva de acolo te atrage și spune trebuie să aflu mai multe, să mă cunosc mai bine, atunci numerologie. Dacă nu e astrologie, dacă e, nu știu, latura de fizionomie, nu contează. Mulțumesc mult, Alexandra, și eu mă gândesc că pot să spun chiar mai mult, să cerceteze oamenii toate instrumentele, cât pot ei de mult din toate, și apoi să aleagă cu ce anume să lucreze, dar important e să le știm pe toate, pentru că având cunoașterea, putem să funcționăm mai bine oriunde am fi. Așa încât, încă o dată mulțumesc. Cu mare drag și eu îți mulțumesc. Oameni frumoși, să ne fie de folos și această emisiune și vă aștept cu drag data viitoare. Mulțumesc!